venit de undeva din linia a doua. Stancu este însă accidentat. Îl vedem acum pe Marius Pena, intrând în careu, șutul lui Pena! Gol, Oțelul Galați! Este pentru a doua oară în acest campionat când Robinson Zapata ia gol pe colțul scurt. O fază care nu a anunțat nimic deosebit, încă o greșeală a lui Zapata și Oțelul reușește să deschidă scorul. Probleme mari pentru Steaua, care de acum va trebui să construiască. Probabil că Oțelul se va retrage și va miza în continuare pe contraatac. Gafe în serie făcute de Zapata în campionat. Zapata a greșit la Vaslui, a greșit la Bistrița, a greșit acasă cu Brașovul. Părea că și-a revenit în ultima vreme pentru că a făcut câteva meciuri bune în Liga Campionilor. Iată-l însă, aproape că nu-ți dai seama pe unde a putut să treacă această minge, aproape prin portarul columbian. Un portar care se respectă nu are voie să ia gol din acea poziție, chiar dacă, repet, Zapata are soarele în ochi. Toate gafele pe care le-ai enumerat, Bogdan, l-au făcut pe selecționerul Columbiei să renunțe la convocarea lui Zapata. Multă fantezie, puține reușite în jocul Stelei până acum. Rădoi pentru Semedo, Rădoi intră în careu, bară, cea mai mare ocazie a roșialbaștrilor. A fost un șut deviat de Jelev, cei de la Oțelul s-au concentrat pe flancuri pentru a-i bloca pe Semedo și pe Bănel Nicoliță și au lăsat descoperită acea zonă centrală pe care a apărut Rădoi. N-avea nicio... Și încă o reluare a mingii deviat... Iorga, Petre Marin, fenta lui Petre Marin care centrează spre Pedriel, Ovidiu Petre, încă o bară pentru Steaua. A doua bară și probabil că Steaua se poate... Iar aceasta este mingea trimisă în bară de la Bistrița. Pasa lui Vilianti, elegantă, Iorga pentru Pena. Pătrunderea lui Pena care trage, greșeala lui Zapata. Și înscrie tănată primul său gol pentru Oțelul, 2-0. Zapata și-a îngropat echipa astăzi, doamnelor și domnilor. Gafe monumentale ale portarului columbian. Și poate că a venit vremea ca Steaua să ofere o șansă lui Cernea sau lui Gutcă. Văd că fostul portar al Oțelului, cel care nu a apucat să joace niciun meci în campionat pentru Steaua, nu a prins lotul nici la partida de astăzi. Rezervă este Cornel Cernea, iar Steaua se îndreaptă cu pași repezi spre a doua înfrângere a sezonului, după aceea din prima etapă de la Vaslui. Nu ai voie ca portar care se respectă să scapi în față o asemenea mingi. O putea respinge columbianul liniștit undeva în partea dreaptă, n-ar fi fost niciun pericol. Hai să spun ceva, Buffon o prindea, dau un exemplu și le dea și un interviu în acest timp. Două gafe monumentale ale lui Zapata care îngroapă Steaua, o echipă care poate acuza 23 de Pena pe colțul scurt, al doilea de Tănasă. După o minge respinsă de Zapata, 2-0 pentru Oțelul Galați, care detonează o primă bombă în această etapă cu numărul 11. Nu uitați!